Bine ați venit la lecția de biologie. Sunt Adina Martin și mă aflu alături de doamna Maria Popa, profesoară de biologie. Vrem să o întrebăm în primul rând cum va decurge prima lecție de biologie de la clasa a 10-a. În prima lecție de la clasa a 10-a, intitulată Țesuturile, vom lăuda priceperea lui Dumnezeu în crearea țesuturilor vegetale și animale. Vom evidenția rațiunea internă a lucrurilor create. Vom scoate în evidență principiul unității dintre structură și funcție. De exemplu, pentru funcția de conducere, celulele au o formă potrivită, gândită de creator. Vom descoperi dragostea lui Dumnezeu față de om, chiar și în țesuturile vegetale și animale. Haideți, dragi telespectatori, să vedem despre ce este vorba. Cred că nu poate exista vreun alt domeniu de studiu mai frumos decât viața. Și viața e studiată de biologie. Așa că cei care vă gândiți să deveniți profesori de biologie sau să îmbrățișați un domeniu în care studiați viața, să știți că ați ales un domeniu splendid. Și de aceea și lecțiile noastre sunt primele, pentru că e cel mai important aspect al unei concepții despre lume și viață, felul cum privești viața. Cine a creat-o? De unde vine originea ei? Ei, în acest an școlar, clasa 10, veți avea 3 capitole de parcurs. Primul, țesuturile vegetale și animale, funcțiile vitale ale oricărui organism viu și un capitol scurt despre dezechilibrele ecologice. Dar noi numai într-o singură ședință parcurgem țesuturile, fiindcă spațiul nostru este mai limitat decât la școală. Așa că vom aborda astăzi atât țesuturile vegetale, cât și țesuturile animale. La școală probabil veți face în 2 ore, într-una vegetalele, într-una țesuturile animale. Definiția țesuturilor, în general, și animale și vegetale și indiferent de unde, o cunoașteți, mă gândesc. Din clasele anterioare, grupări de celule care au aceeași origine, aproximativ aceeași formă și structură și îndeplinesc aceeași funcție, o anumită funcție. Din start putem să gândim originea. Care este originea țesuturilor? Celula. Dar care celulă? Celulă ou. Înseamnă că la care organisme întâlnim țesuturi? Doar la cele pluricelulare. Cele unicelulare nu au corpul alcătuit decât din așa. Celulele, mai multe la un loc, formează țesuturile, țesuturile formează organe, organele sisteme de organe și organismul. De la celula ou s-a ajuns la țesuturi prin diviziuni mitotice. De la țesuturile embrionare s-a ajuns la țesuturi definitive tot prin diviziuni mitotice și histogeneză. Le vom lămuri. Întrebarea mea pentru voi. Credeți că acest drum care l-am parcurs, celule, țesutul, organe, sisteme de organe, organism. Acest drum este valabil pentru toate organismele pluricelulare? Da. Un plan unitar, o gândire
unitară, unică, dacă vreți. Tipar stabilit definitiv. Ce însușire a Creatorului putem afirma din această observație? Cum este El în lucrările Lui? Este stabil. A fixat un lucru odată, a rămas definitiv. Același de la creație până în zilele noastre. Ce argument mai puternic vă trebuiește ca să fiți convinși că sunt create ființele vii de aceeași minte, de aceeași inteligență, cu aceeași putere? Bun. Aș vrea puțin să facem deosebirea între diviziunile menționate aici, mitotice, și alte diviziuni despre care voi ați învățat în clasa a noua. Ce diviziune ați învățat în afară de cele mitotice? Meiotice sau meioză și mitoză. Deci prin mitoză rezultă celule identice cu celula din care provin, iar prin meioză rezultă celule care au numărul de cromozom pe jumătate. Vă amintiți cumva cum se numește această alternanță 2NN, 2NN și așa mai departe din clasa 9? Alternanță de generații. Acum zice, de ce ne spuneți despre asta? Pentru că este mecanismul prin care Dumnezeu asigură stabilitatea speciilor. Stabilitate genetică. Și în capitolul de anul trecut, de clasa 9, al doilea, mi se pare, ați învățat despre această stabilitate cromozomială. Omul câți cromozomi are? 46, respectiv 23 de perechi. Bun, mergem mai departe. Acum, mai este scris aici o etape stabile și noțiunea de histogeneză. Hai să le lămurim și pe acestea. Histologie se numește știința care studiază țesuturile. Geneză, histo, ce înseamnă? Generare de țesuturi. Etape stabile. De ce oare? Țesuturile embrionare reprezintă o etapă în... Suntem la țesuturile vegetale. O etapă în dezvoltarea plantelor, iar apariția țesuturilor definitive reprezintă o altă etapă. Deschidem cărțile la planșa 1. Și să interpretăm ce vedem acolo. Deci figura 1, Teodora, ce scrie acolo? Histogeneza, adică formarea țesuturilor. În centru avem celulele meristematice. Înseamnă că prima etapă a fost deformare a țesuturilor embrionare sau meristematice. La țesuturile embrionare li se mai spune și meristematice. Bine, haideți să vedem în figura 2 unde sunt amplasate meristemele primare, pentru că aceste meristeme pot fi primare și secundare. Trăsătura lor caracteristică este că se divid continuu. Acum vă întreb, se divid continuu. De când a apărut planta până moare, tot se divid, ce ziceți? Nu. Iarăși, dacă îți pui întrebare, de unde știu ele să înceapă să se dividă și să se oprească să se dividă? Dacă nu pui întrebări, înveți mecanic și mergi așa, înainte și iei o notă 10 și rămâne în clasă nota și cunoștințele. De-aia punem mereu întrebări.
De ce? Cine? De ce sunt porniri, opriri? Cine le-a pus? De ce le-a pus? Descoperim clișee din gândirea lui Dumnezeu în creația sa. Și acest lucru este deosebit de frumos și cred că Dumnezeu se bucură când le vedem și îl apreciem. Și hai să nu facem o apreciere așa cum ne vine nouă, ci să o facem prin citate biblice, dacă avem vreun citat potrivit pentru această porțiune din lecție. Da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprăvile tale. Mă voi gândi la toate lucrările tale, la toate isprăvile tale. Dumnezeu să vă ajute să vă gândiți mereu la ele. Mergem mai departe. Hai să vedem unde sunt amplasate cele primare pe imagine, apical, în vârf și intercalar. Ce creștere credeți că asigură divizarea continuă a celulelor din aceste meristeme? Creșterea în înălțime. Sigur. Mai târziu, cândva în viața plantei, apar țesuturi secundare care încep să se dividă. Este vorba de cambiu și felogen. În care imagine găsim acest lucru? În figura 3. Care sunt? Meristemele secundare sunt doar cele punctate. Cambiul și felogenul asigură creșterea în grosime. Creșterea în grosime este limitată sau nu? Absolut. Mergem mai departe. Din țesutul central meristematic derivă țesuturile definitive de apărare. Unde credeți că le-a amplasat Dumnezeu pe cele de apărare? La exterior. Noi unde ne punem hainele ca să ne apere? Peste, nu? Așa, de apărare, iarăși sunt primare epidermele, deci de la suprafețele organelor vegetative. Care sunt organele vegetative? Ce organ vegetativ am în mână? Frunza, apoi tulpina și rădăcina. Credeți că organele de înmulțire, floarea, fructul, sămânța, nu au epiderme? Toate au un veliș de apărare. Deci și la celelalte organe, nu numai vegetative, iar secundare sunt date exemple ritidoame, sunt reprezentate de scoarța aia groasă a copacilor, care pe măsură ce sunt mai bătrâni, e mai zgronțuroasă, uneori netedă, alteori. Și după asta se cunosc și vârsta în interior, după inele. Scoarța de termin se poate cunoaște specia. Ca e o bucățică de scoarță, o bucată de ritidom. Și dacă ești cunoscător bun, un silvicultor, imediat îți spune despre ce e vorba, cu amănunte, ce specie. În fine, și asta, vedeți, delimitări, exactități. Și am vrut să menționez, vis-a-vis de cuvântul exactitate, ce scrie în cartea oficială, zice, la pagina 4, țesuturile se grupează formând organe. Diferențierea și gruparea celulelor în țesuturi organe se produce după un program genetic foarte precis. Deci, păcat că n-o zis mai departe, că acest program este stabilit de o ființă puternică, atot puternică și omniscientă. Mergem mai departe. Țesuturi de apărare, epidermele, țesuturi fundamentale. Îmi spune, cine îmi spune, oprea, ce țesuturi fundamentale sunt menționate? Tu? În figura 4? Țesut asimilator și țesut de depozitare. Țesutul asimilator și țesutul de depozitare. Unde se află țesut asimilator? În?
asimilație clorofiliană în frunze. Deci fotosintezei îi se mai spune și asimilație clorofiliană. Și țesut de depozitare, numele îi spune, cerolare, se depozitează în el. Bine, deci țesuturi fundamentale, mergem mai departe, țesuturi conducătoare, în care figură avem reprezentate elemente din țesutul conducător, spune? Și anume? Vasul lemnos și liberian. Cine își amintește prin vasul lemnos ce circulă? Seva brută, care e formată din apă cu săruri minerale, din pământ și urcă și se învață, se va învăța în acest an școlar. Bine, și vasul liberian. Bun, mergem mai departe la țesuturi mecanice sau de susținere, în care imagine avem, în? Tot în 1, și dăm exemple care sunt acolo, spune Corina? Deci colenchimul și sclerenchimul. Colenchimul, observați că are îngroșate numai la colțuri, prezintă îngroșări la colțuri, sunt celule vii, iar sclerenchimul prezintă îngroșări în întregime, deci și sunt celule moarte, mecanice. Susțin, facem analogie în corpul nostru, cine susține organismul, care țesut? Osos, oasele, sigur. Aceleași gândire, numai că le-a lucrat diferențiat. Așa, și mai am țesuturi secretoare, hai citește-mi, care sunt structurile care conțin țesuturi secretoare, spunem, Dorin? Papile secretoare, por per secretor. Papile secretoare de la trandafiri, per secretori, buzunare secretoare și canale secretoare. Hai să mergem mai departe la planșa, la imaginea următoare, la țesuturile animale. Înainte, cred că se cuvine să citim la pagina 32 niște principii. Dume? De ce a conceput Creatorul o corelație strânsă între toate țesuturile? Pentru că numai împreună pot realiza funcțiile vitale. Principiul integralității împreună este omniprezent. O comunitate umană armonioasă este rodnică. Iar toți cei ce credeau erau la oaltă și aveau toate de obște. Acum eu nu te-am întrerupt, dar când zicem principiul integralității, împreună, deci acel cuvânt împreună este o explicitare a integralității. Toate la oaltă formează un tot unitar. Și apoi principiul, deci al doilea principiu de astăzi, primul a fost unitate în diversitate, acum am vorbit despre principiul integralității, dar mai putem spune unul, fiecare structură este potrivită unei funcții și exprimarea noastră idealistă este pentru fiecare funcție, Dumnezeu a creat o structură. Da, mergem mai departe. Am extins principiul integralității împreună, un tot, la comunitate. Și am zis, iar toți cei ce credeau erau la oaltă și aveau toate de obște. Asta deja ne spune că această unire, această înțelegere de a pune la oaltă face ca fiecare membru al comunității să fie în beneficiu. Mergem mai departe la țesutul rile animale, întoarcem pagina, ne-o interpretează figura 6. Teodora? Celula ou, morulă, blastulă, castrulă cu 3 foițe îmbrionare, ectoderm la exterior, mezoderm la mijloc și endoderm în interior. Ei, din aceste foițe s-au diferențiat o mulțime de țesuturi animale. Din nou, plan unic, unitar,
pentru toate ființele vii. Hai să le trecem în revistă. Nu vom sta mult la ele, pentru că în clasa 11-a se vor face detaliat. De ce? Pentru că sunt prezente și la om. Ei, atunci nu este un argument materialist că omul se trage din animale din moment ce găsim aceste. Ei, acum trebuie să știți că deosebirile dintre om și animale sunt mult mai mari decât asemănările. Asemănările acestea dovedesc originea comună, dar sunt deosebiri mari. Și care sunt ele? Iarăși cu rol de apărare, țesuturi epiteliale de acoperire, țesuturi epiteliale secretoare, endocrine, exocrine și țesuturi epiteliale senzoriale la nivelul organelor receptoare. Deci acestea sunt țesuturi epiteliale. Aici este o paranteză, nu știu dacă se observă, că diferă după formă celulele de acoperire, pavimentoase, cubice, cilindrice. E foarte simplu de dedus. Mergem mai departe, țesuturile conjunctive, uitați-vă, dacă substanța fundamentală este moale, există țesut lax, reticulat, adipos, elastic, fibros. Haideți să vedem în figura 8, Dana, te rog să-mi spui, pe lângă substanța fundamentală moale, ce mai găsim? Ochii în cartela și la ceilalți? Fibre? Fibre de elastină, fibre de colagen, fibre de reticuline și cele sub formă de steluță, acolo sunt celule conjunctive. Deci țesutul conjunctiv este format dintr-o substanță fundamentală și dacă este lichidă, le numim moi, semidure, le numim cartilaginoase, elasticul la nivelul urechii, și dure sunt cele osoase. Îmi menționează la figura 8, îmi spune Ligia, ce tip de țesut conjunctiv dur avem, deci, în os? Țesut osos compact, la mijlocul osului, iar la capete? Țesut osos spongios. Bine. Sângele este un tip particular de țesut conjunctiv, vă rog să îmi spuneți cum se numesc elementele figurate, îmi spune Oprea? Așa, și ceea ce vedeți voi deasupra, colorat albastru, este plasma sângelui în care sunt elementele figurate. Bine, mergem mai departe la un alt țesut animal, țesuturile musculare, avem și în imagini, figura 10, mi le citește Tina. Da, acum să știți că și cel cardiac este tot striat cu capacități speciale. Bun, mai avem țesutul nervos, care este format din neuroni și celule gliale. Avem un neuron desenat acolo, corpul celular, cum se numește prelungirea unică, axon, și acele prelungiri extrem de ramificate se numesc dendrite. Bine, mai aveți desenată o sinapsă. Sinapsa aceea este o părticică din arborizația terminală care face legătura cu alte celule. Repet, la școală le veți învăța mai cu deamănuntul. Noi acum vrem să parcurgem un motiv de meditație, să-l vedem de la pagina 34. Deci aș vrea să spun pentru telespectatorii noștri că manualele în viziune creștină, măestrie și strălucire divină în biosferă conțin asemenea casete care interpretează
din perspectivă creștină, datele științifice. Nu le-am inclus în text pentru ca să fie clare datele științifice separate de interpretări. Poftim! Dacă compari un crocodil cu o pasăre colibri sau un elefant cu o insectă, vei fi tentat să vezi doar deosebirile majore. În textul alăturat, poți descoperi însă că acestea, în primele stadii de viață, parcurg un drum comun, de aceea se aseamănă foarte mult în aceste faze. Adică care sunt acele faze? Le-am văzut în planșa, de la, planșa 1, figura 6, care sunt acele stadii, morulă, blastulă, gastrulă și cele trei foițe embrionare. Nu poți să distingi despre ce-i vorba, că e vorba de elefant sau pasărea colibri. Sunt asemănătoare. Mergem mai departe. Care este opinia ta în privința originii acestui drum comun, care decurge exact după același plan la toate ființele, animale și om? Și la toate lucrurile tale voi cugeta și la faptele tale voi gândi. De se subînțelege? Răspunsul este dat chiar în cuvântul lui Dumnezeu, față de care tu vei avea o atitudine nouă, adică voi cugeta la lucrurile tale. Da? Imaginează-ți că histogeneza și organogeneza s-ar desfășura neplanificat, fără legi definitive. Care ar fi rezultatul? Care ar fi rezultatul? Dacă n-ar fi legic, nu s-ar desfășura exact, după un program stabilit, care ar fi? Haosul. Dar? Dar, așa cum vezi în textul alăturat, în mod legic, foițele embrionare generează întotdeauna aceleași organe. Legea pus și ea nu se va trece. Deci, în clasa 11-a, veți învăța din ectoderm ce fel de organe se formează din endoderm și din fiecare foiță. Lege a pus și în veci nu o va trece. El a stabilit legea. Niciodată din endoderm nu se va dezvolta sistemul nervos. Întotdeauna din ectoderm, prin același proces, la toate ființele vii. Haideți să încheiem, scuză-mă, pentru că timpul nostru s-a epuizat, să încheiem citind împreună psalmul 110:2, citatul din acest psalm. Mari sunt lucrările Domnului, dovedite în toate vrerile sale. Vreau să menționez în toate vrerile sale. În Biblia după Cornilescu este după voia sa. Deci vreau să menționez că noi în aceste cărți am utilizat traducerea făcută de Bartolomeu Valeriu Anania, utilizată de Biserica Ortodoxă. În alte locuri, tot de Biserica Ortodoxă, am utilizată tot de Biserica Ortodoxă, traducerea făcută de Institutul de Misiune Biblic a Ortodox Român București și în alte locuri am utilizat traducerea Cornilescu. Vă mulțumesc pentru atenție! Lecția a avut un conținut bogat. În multe școli, probabil, elevii vor primi mai multe cunoștințe despre țesuturi. Scopul nostru însă este să legăm aceste date științifice de Dumnezeu, de la care sunt toate. Să le legăm de Iisus Hristos și Duhul Sfânt prin care s-au făcut toate lucrurile. Am văzut suveranitatea, credincioșia și dragostea în lucrurile create. V-ați putut convinge de calitatea structurală și funcțională a țesuturilor, stabilitatea și finalitatea lor de la început. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Sunt Adina Martin și ne vom revedea săptămâna viitoare cu o lecție de clasa 9.